Principalele probleme de pe agenda europeană au fost dezbătute la Sibiu în prezența membrilor Parlamentului European. Printre ei s-a aflat și europarlamentarul Cătălin Ivan. L-avem invitat în această seară în Observator. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Așadar, în aproximativ 2 luni vor avea loc alegerile pentru Parlamentul European. Nu prezintă foarte mare interes pentru români aceste alegeri. Ce ar trebui să știe ei? De ce sunt aceste alegeri foarte importante? Păi, nu știu dacă nu prezintă. Eu sper să prezinte experiența celor din celelalte țări sau experiența campaniei din 2009 la care ne-am putea raporta, ne-ar spune că prezența s-ar putea să fie scăzută. Într-un fel justificat, pentru că Bruxelles pare undeva departe, este un alt parlament. Mulți mă întreabă, dacă tot trimitem în Parlamentul Național, de ce să mai trimitem, dacă tot trimitem la București, de ce să mai trimitem și la Bruxelles? Și avem acolo vreo 500 de parlamentari, deci... Aici sunt 32, deci e rezonabil. Motivele sunt atât de multe și argumentele sunt atât de diverse încât am discutat foarte mult. Pe scurt, pentru că foarte mult din ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, de la investițiile în școli, în drumuri, în spitale, locuri de muncă, drepturile noastre în Europa, avem mulți dintre noi, nu știu dacă, dar și cei care se uită la emisiune, au rude în străinătate, prieteni care au plecat și muncesc în Spania, în Italia, în Franța, legislația care ne influențează viața de zi cu zi, peste 60% este scrisă și gândită acolo, nu acasă. Foarte multe argumente. De când am intrat în Uniunea Europeană și facem parte dintr-o familie mai mare cu 28 de state membre, cam tot ce înseamnă viața noastră de zi cu zi se raportează la ce se întâmplă la Bruxelles și la ce se întâmplă în Parlamentul Național, dar este covârșitor de important ce se întâmplă și ce se decide la Bruxelles. Și pentru asta este important să ai acolo oameni care să simtă în primul rând românește, să gândească românește, să iubească această țară, să fie ambasadorii României acolo și să se lupte pentru interesul național. Asta fac toți ceilalți. De-aia sunt 32, dar bob cu bob, unul câte unul, ar trebui analizați fiecare în parte și trimiși acolo cei care chiar oferă garanția că se bat pentru România și nu împotriva României, pentru că am avut și astfel de exemplu. Probabil sunt puțini români care știu efectiv ce se întâmplă în Parlamentul European. Poate sunt foarte puțini și cei care știu cine ne reprezintă în Parlamentul European. Și poate ar trebui să se facă, nu știu, mult mai mult, mai multe discuții, să știe românul ce se întâmplă cu adevărat acolo și cu ce îi ajută pe fiecare. Eu am mai vorbit cu colegi de dumneavoastră și chiar spuneam că ar trebui astfel de dezbateri legate de teme europene să aibă loc mai des, pentru că fiind o dezbatere, cei care se uită la televizor își pot forma o părere, pro sau contra, dar măcar să află ce se întâmplă acolo și își însușesc puțin și din activitatea europarlamentarilor de acolo. Realitatea este că în România nu prea sunt eurosceptici, nu prea avem oameni care să fie împotriva Uniunii Europene și atunci ca să faci o dezbatere, trebuie să ai și cealaltă parte, care în România deocamdată nu prea există. Poate după momentul verii din 2012, când Bruxelles, practic, prin presiunile făcute de acolo, a anulat votul la 7,4 milioane de români, cred că a devenit interesant pentru români și ce se întâmplă acolo și se uită mai atent și cred că au văzut sau și-au putut forma o părere. Cine se luptă pentru România, cine se luptă împotriva României dintre europarlamentarii noștri. Poate au văzut ce face și Monica Macovei acolo sau le dau acum un indiciu și le spun că pe site-ul Parlamentului European, care este în toate limbile oficiale europene, deci și în limba română, pot intra și pot vedea activitatea fiecărui europarlamentar, pot vedea fiecare intervenție în plen a fiecăruia dintre noi și poate își pot face o părere mai clară despre ce a spus fiecare despre România și cât de mult s-a bătut pentru România acolo. Sunteți pe listă pentru un nou mandat de europarlamentar. Ce vă propuneți pentru acest nou mandat? Îmi propun să fiu mai eficient, deși eu sunt mulțumit cu cât am făcut și în acest mandat, în a promova România cu valorile, cu realitățile ei în Parlamentul European. România trebuie să fie o țară demnă între toate celelalte 27, trebuie să stea verticală la masa negocierilor și trebuie să-și atingă
obiectivele acolo, pragmatic și foarte eficient. Pentru asta eu sper că nu numai colegii mei de partid, de alianță electorală, se vor bate cum s-au bătut pentru ca România să-și atingă obiectivele acolo. Eu chiar sper că vom putea face la un moment dat echipă și cu ceilalți. Pentru că mă uit la polonezi. Dau doar un exemplu. Nu contează partidul din care fac parte atunci când e vorba de interesul național. Chiar nu contează că-s de stânga, că-s de dreapta, că-s al lui X, că-s al lui Y. Când e vorba de un raport, un dosar important pentru Polonia, sunt toți uniți și fac front comun. E un lucru pe care noi nu l-am reușit în Parlamentul European și îmi doresc foarte mult să-l reușim în acest mandat. Să trecem, atunci când e vorba de România și suntem acolo, să trecem de lupta internă și de care ce a zis, cum a zis. Sunteți optimist? Sunt tânăr. Și poate n-am văzut suficient de multe în politică, deși am 11 ani de politică, dar eu cred și mă ambiționez să rămân un optimist și să cred că am învățat din greșelile mandatului trecut și să cred că ne maturizăm și noi în ceea ce înseamnă relația noastră cu Uniunea Europeană și înțelegem că acolo trebuie să fim uniți, pentru că acolo toți reprezentăm România. În țară ni le spunem pe ale noastre, la emisiunile ca aceasta, la emisiunile naționale, la emisiunile regionale, locale, ni le putem spune și putem dezbate teme locale și putem avea păreri pro sau contra. În schimb, acolo este foarte important să vorbim pe aceeași voce. Tot despre tine ați vorbit și la Sibiu, la întâlnirea care a avut loc aici. Spuneți la un moment dat că este foarte greu pentru tineri să-și găsească un loc de muncă în domeniul în care au învățat pe băncile facultății, nu numai în România, dar și în toate țările din Uniunea Europeană. Așa cum spunea, sunteți tânăr, e mai ușor să reușești în politică? De afară așa pare. Dinăuntru vă spun că un tânăr, chiar și de vârsta mea, ajuns după 11 ani pe o anumită poziție, este plin de cicatrici, ca să zic așa. Sunt multe bătălii pe care le duci, depinde de foarte multe lucruri. Sunt tineri în politică, să nu ne ascundem după deget, care urcă repede relativ pentru că sunt susținuți din diferite motive, rudenii sau așa mai departe. Sunt alții care, deși sunt rude sau așa, prieteni sau susținuți, sunt foarte valoroși și își merită locul acolo unde sunt. E foarte complicat să evaluezi performanța unui om politic. Și foarte riscant, până la urmă. Este o meserie care nu-ți asigură o stabilitate. Acum ești, mâine nu ești, uitați-vă ce se întâmplă și cu cei mai bătrâni în politică. Noi, tineri, în schimb, trebuie să confirmăm și să arătăm că România are șansa la o altfel de clasă politică. Să arătăm românilor că venim cu altă mentalitate, cu altă viziune, cu un alt mod de a face politică. Vă dau exemple din Parlamentul European, Corina Crețu, Daciana Sârbu, care a candidat aici, au confirmat, sunt respectate în comisiile din care fac parte, sunt din noua generație, din noul val, cu altă viziune. Se știe foarte clar fiecare pe ce s-a specializat și pe ce este bun. Avem nevoie de astfel de politicieni care să nu știe totul despre toate și să fie specializați pe anumite domenii, dar să ia în serios cariera politică, pentru că dacă populăm scena politică doar cu oportuniști, doar cu oameni care vin să dea un tun sau să caute o funcție, că acolo se dau contracte sau că poate organizează și niște licitații ca să-și tragă niște bani. Ar cam trebui să schimbăm România. Nu, eu sunt ferm convins că vor veni politicieni tineri cu altă viziune și cu altă mentalitate și că România are șansa unei clase politice mult mai coerente în viitor. Dar pentru acești tineri care își găsesc cu greu un loc de muncă, ce se poate face pentru ei? Se pot face foarte multe. Realitatea în acest moment este că la nivel european, unul din doi tineri nu își găsește un loc de muncă. La nivel european nu vorbim de România. Două treimi din tinerii italieni, de exemplu, trăiesc cu familia și trăiesc pe banii dați de părinți, deși au peste 30 de ani. Deci situația este dramatică în toată Europa. Lupta împotriva șomajului este o obligație pentru toată Uniunea Europeană, numai pentru România. În România, peste 700.000 de tineri
nu sunt nici angajați, nici într-un program de pregătire. Sunt practic excluși social. Aproape 1,5% din bugetul, din PIB-ul României se duce pe cheltuieli cu această categorie. Ei trebuie readuși în societate, trebuie reintegrați fie pe piața muncii, fie în programe de reconversie profesională. Poate ce au terminat și au absolvit nu se potrivește cu ce cer angajatorii. Poate ar trebui să știe altceva, să aibă alte aptitudini. Trebuie să venim în întâmpinarea lor. Voluntariatul trebuie susținut și recunoscut. Instituțiile publice pot să fie o punte de legătură între școală și piața muncii. Mulți angajatori cer experiență. Un tânăr care termină școala și a fost serios și a învățat, nu prea are de unde să aibă experiență. Poate un stagiu de muncă cu un contract limitat de un an, de 2 ani de zile într-o instituție publică i-ar oferi tânărului respectiv o șansă mai mare după aceea să se angajeze la un privat. Startup-urile ar trebui încurajate și antreprenoriatul. Este Erasmus pentru tinerii întreprinzători, un program european care ar putea să ajute foarte mult tinerii. Sunt acele facilități pe care statul le acordă companiilor, firmelor care angajează tineri și țin o perioadă mai lungă de timp. Deci sunt măsuri pe care le avem și pe care le implementăm. Mai trebuie doar să le punem în practică. Ele sunt puse în practică sau sunt într-o fază incipientă. Se lucrează la ele și deja încep să dea rezultate, dar este foarte mult de muncă pentru că fenomenul este unul generalizat. Nu este doar în România și putem discuta foarte mult pe acest domeniu, care are legătură și cu ce învață în școală, cu ce se cere pe piața muncii, prăpastia practic existentă între curicula universitară, între ce se predă efectiv în școală și ce știe un absolvent și ce ar cere un angajator. Nu prea se potrivesc și asta este o mare problemă. Alegerile europarlamentare sunt un test, practic, pentru toate partidele. Spuneți-mi dacă după aceste alegeri mai vedeți posibilă o refacere a USL-ului, pentru că s-a vorbit în ultima perioadă și de o această posibilitate. O vedem și sperăm. Pentru că, pe de o parte, este important pentru noi să luăm un rezultat foarte bun, să convingem alegătorii PSD și cât mai mare parte din votanții USL, pentru că votanții USL n-au fost doar votanții PSD și votanții PNL. Puse, adunate voturile PSD și PNL, erau mai puțin decât voturile USL. Deci erau și oameni care nu credeau neapărat într-un partid sau altul, dar credeau în Uniunea Social-Liberală. Pe de o parte, ținem de promisiuni și să ce am promis în 2012 și celor care ne-au votat la alegerile generale să ducem la îndeplinire și ne ținem de cuvânt și programul de atunci rămâne valabil și pe acela lucrăm în continuare. Pe de altă parte, sperăm sincer ca după aceste alegeri să înțeleagă cei din PNL că au făcut o greșeală când au ieșit de la guvernare și să vină înapoi pe formula USL plus UDMR, cum se semnase acel protocol înainte de alegerile pentru Parlamentul Național. Noi chiar credem că această Uniune poate să funcționeze și ar trebui să funcționeze până în 2016 pentru a îndeplini programul de guvernare și la fel de important aduce lupta cu regimul lui Traian Băsescu până la capăt. Avem 2 bătălii importante, acum și cea din noiembrie. A fost, Klaus Iohannis, motivul ruperii USL-ului? Cred că la întrebarea asta a răspuns Crin Antonescu în conferința de presă de după delegația permanentă a Partidului Național Liberal, când a anunțat ruperea USL-ului. A fost o conferință lungă de presă, de vreo 2 ore. Cred, veselie foarte mare, n-am înțeles și nu o să înțeleg niciodată de ce erau așa veseli. E drept că domnul Iohannis nu era vesel, deși după aceea a spus că s-a bucurat de ruperea USL-ului, ceea ce mi se pare o mare nedreptate față de cei care au votat USL-ul. Dar în acea conferință de presă, Crin Antonescu a vorbit despre absolut toate motivele din lume pentru care PNL-ul nu mai este cu PSD-ul în alianță. N-a pomenit niciodată de Iohannis. V-am întrebat acest lucru din punct de vedere al dumneavoastră, al PSD-ului. A fost Klaus Iohannis motivul ruperii USL-ului? Nu, n-a fost. Și vă spuneam că nici din punct de vedere al lui Crin Antonescu n-a fost acesta motivul, pentru că altfel l-ar fi menționat într-o conferință de presă de 2 ore în care a explicat de ce s-a rupt USL-ul. N-a pomenit niciodată de domnul Klaus Iohannis. Deci, dacă nici pentru liberali nu a fost domnul Iohannis motiv, cu atât mai puțin pentru noi. Domnul Iohannis avea loc în
guvernul Victor Ponta și am spus încă din momentul în care a fost nominalizat că ar fi reprezentat un câștig. Pentru că are experiență în administrație, e un primar cu multe mandate, aici și-a demonstrat performanța ca administrator, ca om de administrație locală, categoric a fost un câștig. Nu noi ne-am opus prezenței domnului Iohannis în guvern. Dacă nu se va reface USL-ul, îl vedeți pe Klaus Iohannis candidat la prezidențială? Dacă nu se reface USL-ul, planurile domnului Iohannis nu ne mai privesc. Este deja în altă parte. Discursul lui Crin Antonescu ne arată că în cealaltă parte înseamnă cu totul în cealaltă parte. Adică deja de partea lui Traian Băsescu, mesajele pe care le dă Crin Antonescu chiar zilele trecute sunt mesaje evidente de încălzire a unor alianțe posibile cu Mișcarea Populară a lui Traian Băsescu și cu PDL. Deci dacă nu se reface USL-ul, planurile domnului Iohannis vor fi departe de preocupările noastre. Un alt subiect de interes pentru sibieni este și autostrada Sibiu-Pitești. S-a tot vorbit, se face autostrada, nu se face autostrada. Acum s-a revenit spunându-se că este o prioritate această autostradă. Numai că la nivelul declarațiilor, primul ministru și ministrul Dan Șovan nu s-au prea înțeles. Va începe în 2015, va începe în 2017, până la urmă se va face această autostradă și când? Amândoi au spus că se face. Deci, plecând de aici, răspunsul este că da, autostrada se va face. Legat de momentul începerii lucrărilor, cu tot respectul pentru Dan Șova, mi-e prieten, coleg de partid, ne știm de mult timp, e ministru și un ministru foarte bun, dați-mi voie să-l cred pe primul ministru. 2015. Dacă așa a spus domnul Victor Ponta, fiind primul ministru al României și conducând cabinetul... Nu e un termen dat așa doar pentru că e un an electoral anul acesta. Nu a făcut niciodată Victor Ponta astfel de declarații, doar ca să facă pe placul cuiva, mai ales că suntem persoane publice, suntem oameni responsabili, lucrurile se verifică în timp, iar 2015 este un orizont de timp foarte scurt. Sunt convins că dacă a spus 2015, înseamnă că 2015 va fi. Vă mulțumesc mult pentru prezența în Observator. Și eu vă mulțumesc.